Bine v-am regăsit, vă spun de la Făgăraș, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Maga și vă prezint știrile zilei. Distracție la nuntă ce s-a terminat rău pentru 28 de persoane. În cea de-a doua seară a petrecerii de la un complex din Șerhăița, oamenii au acuzat amețeli, grețuri și vărsături. Au primit asistență medicală și asta după ce au sunat la 112. 23 dintre nuntași au refuzat să fie duși la spital, însă 5 dintre cei care se simțeau foarte rău au ajuns la unitatea sanitară din orașul nostru. Echipe de la Protecția Consumatorului au efectuat verificări și au găsit aproximativ 5 kg de produse expirate, printre care și carne. Și Sanepidul a prelevat probe din mâncarea oferită nuntașilor. Mai mult, mâine reprezentantul legal al complexului este așteptat la OPC Brașov cu toate carnetele de sănătate ale angajaților. O nuntă organizată la complexul Inexdor din Șarcăița s-a lăsat cu spitalizări. După seara de sâmbătă, oamenii au mers a doua zi să continue petrecerea la zeamă acră. La un moment dat, o parte dintre ei au început să se simtă rău cu amețeli, grețuri și vărsături. Aceștia au anunțat ambulanța prin serviciul de urgență 112. Un echipaj smurt și 3 ambulanțe au ajuns la sala în care se ținea evenimentul. Numai puțin de 28 de persoane au primit îngrijiri la fața locului. 5 dintre acestea, printre care 2 copii, au fost transportate la Spitalul Făgăraș din cauza semnelor de toxinfecție alimentară. 28 de persoane au fost asistate medical. La fața locului au 26 de adulți și 2 copii și din care 5, din cei 26, 5 au fost transportați la spital. 3 adulți și 2 copii. Prezentau stări de amețeală, dureri de cap și stări de greață. Nuntașii spitalizați au rămas sub supravegherea medicilor, însă starea lor nu este gravă. S-a autosesizat și Protecția Consumatorului. Ieri dimineață o echipă s-a deplasat la Șerhăița pentru control. Șeful Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorului Brașov, Sorin Susanu, spune că s-au găsit aproximativ 5 kg de produse expirate de la carne la mălai. De asemenea, existau și ouă nespălate și nedezinfectate ce pot contamina alimentele depozitate lângă ele. Ieri dimineață au fost colegii mei acolo, au făcut un control amănânțit la tot ceea ce înseamnă zona, spațiu de producție a alimentelor și bucătăria și spațiile conexe. S-au descoperit acolo aproximativ 5 kg de produse de materie primă din care se fabricau produsele primite alimentare expirate. Au fost descoperite probleme referitoare la modul în care se făcea, mai bine spus, nu se făcea dezinfecția ouăleor, care erau un spațiu alimentar inclusiv cu urme biologice pe ele. În fine, și alte aspecte de genul lipsei protecției de la geamurilor împotriva muștelor și a celorlalte insecte, cântare neavizate metrologii. Mâine, reprezentantul legal al complexului trebuie să se prezinte la Protecția Consumatorului cu toate carnetele de sănătate ale angajaților și asta întrucât și ei ar fi putut provoca intoxicațiile. Miercuri trebuie să vină la noi cu restul de documente pe care le-am solicitat și vrem să vedem dacă există carnetele de sănătate și dacă personalul de acolo este în condiții optime de sănătate, cât și alte aspecte. După verificări, comisarii OPC vor stabili măsuri și sancțiuni, dacă va fi cazul. Acestea pot merge până la amendă de 30.000 de lei și suspendarea activității. Și Sanepidul a luat probe din alimentele puse pe masa nuntașilor. Rezultatele de laborator sunt așteptate peste câteva zile. Aglomerație la serviciul ce preia și eliberează pașapoarte. Aflux mare de persoane care solicită acest tip de document s-a înregistrat încă din luna iulie. În august numărul lor a crescut. Pentru a onora toate cererile, recomandarea angajaților este ca depunerea actelor necesare eliberării pașaportului să se facă pe cât posibil în tot cursul săptămânii. Punctul mobil de la Făgăraș al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașaportelor Simple este luat cu asalt. Încă de luna trecută, volumul solicitărilor de documente de călătorie a crescut constant, în principal datorită perioadei de vacanță a cetățenilor care lucrează în străinătate. Astfel, la centrul din orașul nostru s-au depus 179 de cereri și s-au eliberat 171 de pașapoarte simple electronice. Pentru a scurta timpii de așteptare la ghișee, dar și pentru a evita nervii
solicitanților și a funcționarilor, cei de la pașapoarte le recomandă cetățenilor ca depunerea documentelor necesare eliberării pașaportului să se facă pe cât posibil în tot cursul săptămânii, având în vedere faptul că doar în zilele de luni și marți se constată un aflux masiv de cereri, dar și să își pună actele în ordine înainte de a ajunge să depună cererea. În plus, nu este necesară prezența la ghișeu a minorilor cu vârsta sub 14 ani, în situația în care se dorește un pașaport temporar. În acest caz se prezintă două fotografii tip pașaport ale minorului însoțite de celelalte documente prevăzute de lege. Totodată, ridicarea pașapoartelor se face personal de către titulari, cu excepția minorilor sub 14 ani, în baza documentului de identitate valabil sau de către altă persoană desemnată prin procură. În județul nostru, afluxul mare de solicitări în ceea ce privește documentele de călătorie a făcut ca la începutul lunii august să funcționeze la Brașov încă o stație de lucru, aici fiind în prezent 4, la care se adaugă punctul de lucru din Făgăraș. La 94 de ani a fost avansat în grad de locotenent în retragere. Vorbim despre Gheorghe Boldea din satul Crihalma, care a luptat pe front în cel de-al doilea război mondial. Înmânarea livretului cu noul său grad l-a emoționat și în ochi au apărut chiar câteva lacrimi de bucurie. Gheorghe Boldea este singurul veteran de război din Crihalma care mai este în viață. Gheorghe Boldea este singurul veteran de război din satul Crihalma care ne mai poate povesti despre bătăliile și suferințele trăite pe front, dar și despre valorile pentru care a luptat. Toți ceilalți camarazi din sat care au luptat în cel de-al doilea război mondial nu mai sunt. Pe front din 44, din 44, când a fost la Iași și de acolo am mers într-una până în... S-a terminat până în Ceoslovacia. Grea a fost de când am început în Ungaria, după ce am venit de la Iași, zicând așa, am venit într-una că am fost în concediu un pic acasă. Și eu n-am mai stat pe acasă. Alții zic că scapă și nu te mai duci. Zic, mă duc cu de statul nostru. Vreau să-l păzesc. Și am plecat până la Alba Iulia, zicând așa, pe ne-am dus înainte până în Ungaria, din Ungaria n-am stat prea mult și am luat-o câte Ceoslovacia. Noi acolo am stat până prin 20 parte și au venit 3 persoane de la noi din comună și l-au repartizat să ducă la ședință, la unde au făcut armata, că a fost la stânga un pic mai înainte. Și am spus să iei unde și eu. Au spus că nu poate să trece să prezinte. Când s-au dus acolo, în loc să stea jos, iei un pic. O stat în picioare și l-au observat și lui o pușcat, a fost gata, moris. 5 persoane de noștri. Ce vă spuneau cei de acasă? Nu, păi așteptați că să iau sănătos acasă, dar eu nu ca să fug și să las așa, să fac de cap care nu trebuie. Ne-am făcut cruce că ne-a dat Dumnezeu sănătate și o biruit Crihalma, România, cum să zic așa. Gheorghe Boldea are acum 94 de ani, avea doar 23 când a plecat pe front să-și apere țara. În timpul războiului a fost sergent, comandant de grupă la artilerie, la o subunitate de aruncătoare de mine. Și-a iubit patria și a luptat pentru ea. Dovadă stau decorațiile primite, medalia Bărbăție și Credință și crucea comemorativă. Domnul Boldea a fost gratulat în timpul războiului cu o medalie, cu medalia Bărbăție și Credință de război. Și de asemenea cu crucea comemorativă, am să le pun în piept acum că el nu le mai are, în timpul festivității, și deci el are decorații de război. A fost un om care a fost bine văzut și a avut, pe lângă urechile lui au trecut gloanțe. În semn de respect și prețuire, veteranul de război din Crihalma a fost ridicat la rangul de locotenent în retragere. Îi voi citi ordinul ministrului, ordinul 47 din anul acesta al Ministrului Apărării Naționale, prin care el a fost ridicat la gradul de locotenent. În retragere, locotenent în retragere. Este o titulatură militară, personalul până la 65 de ani, foști cadre ale armatei,
sunt în rezervă. De ce? Pentru că au încă obligații față de stat. Dacă e nevoie de o conflagrație sau nevoie de o activitate militară, pot fi concentrați. După 65 de ani, în evidențele CMZ-urilor, sunt scoși de la rezerviști, nu mai sunt băgați în lucrări de mobilizare și rămân, așa cum cuvântul chiar ne spune, sunt în retragere, adică rămân fără obligații militare față de stat. Totodată, noi cu mile noastre posibilități, cu acest eveniment, îi vom mâna locotenentului Boldea o diplomă. La momentul festival au participat fiii satului, alături de oficialități locale și de la Brașov. Chiar dacă a înfruntat suferințele războiului și a trecut pe lângă moarte, acum Gheorghe Boldea a fost emoționat și a primit cu lacrimi în ochi gradul oferit. Ministrul Apărării Naționale a avansat pe cei meritoși dintre veteranii de război, astfel am aici livretul dânsului în care la Centrul Militar Zonal Brașov este scris că domnul Boldea Gheorghe este avansat la gradul de locotenent. Noi, în putința care o avem, Asociația Veteran de Război, îi acordăm o diplomă cu gradul actual, îi urăm sănătate și să se bucure de zilele pe care le-a mai dăruit Dumnezeu. Vă mulțumesc! Aș vrea să-l felicit din toată inima și eu pe acest demn, fiul al satului Crialma, domnul Boldea, pentru ridicarea la gradul de locotenent în rezervă. Să-i urez multă, multă sănătate, la fel cum vă urez și dumneavoastră tuturor celor prezenți. S-a deplasat mai greu, însă locotenentul în retragere, Gheorghe Boldea, a depus o coroană de flori la monumentul eroilor din sat, căzuți în cele două războaie mondiale. Din partea Asociației Veteranilor de Război, depun coroană de flori, reprezentanții Asociației și domnul locotenent în rezervă, Boldea Gheorghe. Aprecierea acordată lui Gheorghe Boldea vine acum în 2015, an declarat al veteranilor de război, când s-a marcat și împlinirea a 70 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial. Ediția zilei cu principalele informații locale se încheie aici. Pentru a ne urmări și pe internet aveți la dispoziție site-ul cu adresa impactfăgăraș.ro și pagina de Facebook Impact Făgăraș. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Nova TV!